Veselie cât cuprinde și emoții de zile mari la grădinița care se află în clădirea fostei școli numărul 8 din Drobeta Turnu Severin. Prichindeii și-au adus cu ei animăluțele de companie. Cei mici au amenajat o mini-grădină zoologică chiar în sala de clasă. Copiii s-au bucurat de activitate și au spus că acesta a fost felul lor inedit de a marca Ziua Internațională a Animalelor, care este sărbătorită în fiecare an pe 4 octombrie. De Ziua Internațională a Animalelor, copiii de la grădinița care se află în clădirea fostei școli numărul 8 din Drobeta Turnu Severin au amenajat o mini-grădină zoologică. Mai exact, fiecare copil și-a adus animalul de casă pentru a-l cunoaște și colegii săi. Un elefant. De ce? Că-mi place elefantul. Sau ce animalul ți-ai venit azi? Eu? Păi eu n-am animalul, dar o să-mi cumpere tati. Ce animalul vrei să-ți cumpere? Un câine. Și astăzi să văd că ai un prieten cu tine. Da. Cum îl cheamă? Luca. Mi-am consumat un lup. De ce? Că am o căciulă de lup. Că îmi plac lupii. Și ce animalul ți-ai adus tu azi? Animalul țincă acasă. Îl cheamă Aldo, e labrador. Ai labrador? Da. Și? Îți place de el? Te joci cu el? Da, dar sare, să știi. Fiindcă îmi plac porcei și sunt foarte drăguți. Ce animal ți-ai adus tu azi? Pisic. Unde este pisicul tău acum? Se plimbă. Acțiunea este una cu tradiție, astfel că în fiecare an de Ziua Internațională a Animalelor, prichindei aduc cu ei animalul preferat. Este vorba despre Ziua Internațională a Animalelor, pe care noi o sărbătorim în fiecare an cu mare fas, pentru că prichindeii sunt mari iubitori de animale. Cum v-ați gândit? Văd că sunt frumos costumați și au adus chiar și animaluțele la școală. Da, păi ne-am gândit să le facem și noi o bucurie animăluțelor și să ne costumăm și noi în animalul preferat. Iar cei care au avut animale vii acasă și le-au adus astăzi în vizită la grădini. Ziua Internațională a Animalelor nu este doar un omagiu adus tuturor necuvântătoarelor, ci și acelora care le iubesc și le respectă. Educația în ceea ce privește un comportament responsabil față de animale trebuie să înceapă de la o vârstă cât mai fragedă, spun pedagogii.